Ziua de 31 august ar trebui sărbătorită în fiecare an ca Ziua Limbii Române. În anul 2011, un număr de 166 de parlamentari din toate partidele politice au inițiat acest act normativ, subliniind importanța limbii române în condițiile globalizării societății și stabilind o serie de prevederi privind obligativitatea marcării acestei sărbători în instituțiile din țară și din străinătate. Este o sarcină foarte grea, dar pe cât de grea, pe atât de frumoasă. Și să nu uităm, doamna ziaristă, că la vârsta preșcolară auzim în fiecare zi cuvântul dor, cuvânt care nu se traduce în nicio limbă. Mi-a fost dor de tine. Îl aud atât eu dimineața când vin copiii, cât și părinții când vin la grădință să-și ia copiii. Acum, în aceste condiții, ca să vorbim corect românește, parcă este mai greu ca niciodată, pentru că avem în contradicție sau se contraopune calculatorul, care are atât valențe deosebite, educative și instructive, dar are și un minus, pentru că aici limba română nu se mai vorbește corect, nu se mai scrie corect pe rețele de socializare și atunci limba mai pierde din valoarea ei. Rolul educatoarelor în ceea ce privește învățarea limbii române în grădiniță este uriaș. Cadrele didactice din sistemul preșcolar au prin programa școlară o secvență de educare a limbajului la vârsta grădiniței, în care, prin joc și cântec, se învață noțiunile esențiale de limbă română. La grădiniță putem spune doar că avem un rol foarte important, atât noi cât și părinții, în a asimila limba română, cea adevărată și frumoasă. Noi avem în programa noastră activități specifice pentru învățarea limbii române, îi spunem noi chiar, se numește în programa preșcolară Educarea Limbajului, cât de frumos, Educarea Limbajului la vârsta preșcolară, unde avem prevăzute activități, jocuri didactice, povești, poezii, toate lecturi după imagini, toate aceste activități având rolul de a dezvolta limba română, de a forma și a-l învăța pe copil limba română. Noi nu spunem că facem activități pentru acordul în limba română, dar spunem, avem jocuri care se intitulează așa, spune a cui este jucăria. Sau spune, eu spun una, tu spui multe. Limba română se însușește mai ușor în grădiniță atunci când educatoarele folosesc o diversitate de metode didactice care duc la învățarea unor structuri gramaticale dificile. Educatoarele cred că se impune ca studiul gramaticii limbii române să nu se termine la clasa a 8-a, ci să fie introdus și la liceu. Se învață limba română la grădiniță prin poeziile pe care noi le învățăm aici, prin poeziile în care, la care mai adăugăm noi și un fond muzical special și frumos pentru copii. Și cred eu că la grădiniță este o bază, și nu numai la grădiniță, și în familie, o bază a formării limbii române și nu numai a forma și a învăța pe copil să vorbească, ci a învăța cu dragoste această limbă care este minunată. Vedeți că toți spun că este o limbă foarte grea de învățat pentru cei din afară. Asta înseamnă că avem niște structuri gramaticale nu ușor de asimilat pentru cei care nu sunt cunoscători. Acum să nu mai spunem că nici pentru cei care sunt în țara noastră nu-i prea simplu de învățat. Deci o gramatică a limbii române este pe atât de frumoasă, dar și dificilă. Studiul limbii române la liceu ar avea, în opinia multor cadre didactice, rolul de a desăvârși și consolida cunoștințele de gramatică însușite de elevi în școala primară și în ciclul gimnazial. Gramatica, adică o ducem de la grădiniță și la școală, ar trebui, cred, poate se va gândi cineva ca în programa școlară să fie trecută gramatica nu numai la gimnaziu și la liceu. Ar fi un câștig foarte important pentru limba română în școala românească. Pentru că începând de la clasa 8-a, copiii nu mai fac gramatică nici în liceu. În facultate fac cei care sunt la facultățile de litere, nu, de filologie, și atunci avem pretenția ca să vorbim, să scriem o limbă română corectă.
La vârsta preșcolarității, răspunderea educatoarelor în ceea ce privește însușirea de către copii a unui limbaj corect și variat este una enormă. Asta pentru că, de foarte multe ori, această sarcină cade, mai ales în mediul rural, exclusiv în responsabilitatea școlii, pentru că familiile, de regulă nevoiașe, sunt total dezinteresate de educația copiilor. În această zi, autoritățile ar fi trebuit să arboreze drapelul României în conformitate cu prevederile legii amintite, ar fi trebuit să se intoneze imnul național, lucru care a fost cu desăvârșire uitat de autoritățile centrale și locale.